la prof online cu exerciții de matematică. Da, trebuie să precizez următorul lucru. Că acele exerciții care sunt făcute, și Horia m-a întrebat ceva care deja a făcut, fiindcă sunt puse pe film, vă propun vouă, Andrei și cu Horia, să vedeți lecția aceea, așa că o fac foarte mulți copii. Ați copii, da? Să înțelegeți și voi. Și vreau să, data viitoare, veniți, așa cum Andrei mi-a spus că a înțeles foarte bine din ceea ce a fost prezentat, vreau să te văd și pe tine, spunând că ce bine am înțeles excepțional. Și vii și povestești asta în fața acasă. Da? Bine. Haideți să dăm la cap. E de acum. Da? Zici eu. Redemnăm toate fracțiile de forma 1x7 1x7 supra, barat, da? Supra yx barat yx barat în barat 10, care se simplifică cu 3. Așa încât fracția se oferă, face simplificabilă prin 3. Da? Păi scoate valul 10 atunci. Când se împarte, ar trebui și numărătorul și numitorul să împartă la 3. Se împarte atunci când suma cifrelor este un multiplu de al lui 3. Corect. Deci, asta dacă și numai dacă, adunând 1 plus x plus 7 se divide, da? Se divide suma asta la 3 și tot avem de bine y plus x se divide, da? La 3. Adică asta x poate să fie 1. Aici de sus ar însemna 8 și cu cine? 8 plus x să se dividă la 3. Nouă, și, adică și aici 9. Y plus x vom vedea. Y plus x să se dividă da, la 5 și simultan. Da, la 3. X poate fi doar 1, fie aceeași în două situații. Dar de ce doar 1? Păi poate să fie și alte x-uri, numai că trebuie să se pună și la x plus... X are voie până unde să urce? Până la 9. X are voie până la 9 de cifră. Deci din prima, x aparține mulțimii. X aparține mulțimii în valorul, ai spus bine, 1, te faci 8 și 1 face 9. Altă valoare pe care o poate primi, 4. Da? Ca să facă 12. 4. Apoi altă valoare. 7. 7. Și altă valoare? 7. 10. Ba nu. Ba nu. De nu știe cifră, că trebuie să iei cifră. Acum le punem în funcție de y. Da. Și acum, pentru x egal cu 1. Pentru x. Pentru x egal cu 1. Y poate să fie 2. Atunci, spunem 1 plus y. 1 plus y trebuie să fie 1 plus y. Trebuie să se divide la 3. Y poate să fie 2. Și atunci y cu aparține mulțimii. Ce care îl mulțim? 2. 2, da? E bine 2? Da. 1 și cu 2 fac 3, da? 2, apoi? 5. 5, apoi? Apoi 8. 8. 6. Cu x egal cu 1. Altă variantă x egal cu 4. Y poate să fie egal cu 2. Y cu... După clipa asta, 4 plus y trebuie să... Cum ne adaptăm? Insist pe chestia asta. 4 plus y trebuie să se divide la 3. Trebuie să se divide la 3, ceea ce rezultă cu y poate să fie 2 și 5. Bine, 2 și 5? Da. Pentru că 2 plus 4 dă 6 și 4 plus 5 dă 9. Da. Că e 2 și 5. Nu altă variantă, nu mai este. Pentru că nu poate să fie 3 în paranteză pe 4. 2 și 5, am spus. Sau 8 nu poate? Nu, pentru că trebuie să fie... Dau cu 4 de ba... Teoretică. Poate să fie. Poate să fie și 8, nu? Deci 2, 5 și 8. 2, 5 și 8? Deci 2, 5 și 8. Și Y trebuie să fie cifră sumă. Dacă X... Așa e, Y trebuie să fie cifră. X este egal cu 7. Pentru X egal cu 7. Rezultă că Y-ul poate să fie 2. Deci, în clipa aceea, 7 plus y trebuie să se împartă la 3. Atunci, y cu... Rezultă că y cu este 2. 2, da. 5. 2, 5 și 8. 2, 5 și 8. Deci, y cu este mereu 2, 5 și 8. Dar în fiecare situație. 2, 5, 8. 2, 5, 8. Interesant. De ce rămâne 2, 5, 8? Adică, acum ar trebui să le scriem pe toate care sunt. Și atunci, care ar fi perechile?
Perechile ar fi... Care ar fi fracțiile? 117 pe 21. 117 pe 21. 117. Sunteți de acord? Da. 117 pe 51. 117 pe 51. 117 pe 81. Pe 81. Apoi 147 pe 24. 147 pe 54. 147 pe 54. 147 pe 84. Apoi o să avem 177 pe 27, 177 pe 57, 177 pe 87. 57 și 177 pe 57 și cam astea. Asta ar fi. Nu e 87 cumva? Nu, 87, domnul profesor. Ați scris de două ori. 87. 87. Așa. Și acestea ar fi. Deci, astea sunt toate fracțiile, da? Hai să mai vedem o dată care a fost ideea. Da? Ce care a fost ideea? Ideea a fost așa. Să se simplifice prin 3. Când o fracție se simplifică prin 3, ești numărător și numitor. Păi da. Cu alt cuvinte, când un număr se împarte la 3, când suma celor se împarte la 3. Asta a avut autorul. Și asta trebuie să întâmple simultan. Ei, aici pe X l-am putut repede descoperi și ne-am întors pe rând cu X-ul cu variantele 1, 4 și 7 și am găsit Y corespunzător. Da? Și am constatat Y este 2, 5, 8, 2, 5, 8, 2, 5, 8. De fiecare dată. De fiecare dată. Interesant. Un alt exercițiu, tot interesant, tot din culegerea voastră, da. România. Fie A, cel mai mare număr natural, format din cifre nenule. Acolo, suma este 2012. Deci A. A este cel mai mare număr natural, format din cifre nenule, a căror sumă este 2012. Deci el este un număr lung. A mare e numărul. A mare, da? A mare. Este cel mai mare, un număr, da, lung, cel mai mare, format din cifre nenule, acolo o sumă este 2012. Deci aici nu avem voie să punem o cifră care să fie 0, da? Da. Important este că suma cifrelor, cel mai mare trebuie să fie, suma cifrelor trebuie să fie, da, că Care ar fi cel mai mare număr format din 5 cifre? Da, eu acum am zis. Nu, 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 nu. Nu este adevărat. Deci din 5 cifre, 9, 9, 9, 9. Da? A, dacă ar fi 5 cifre. Pentru că suma cifrelor este 9. Dacă suma cifrelor... Da, pentru că suma cifrelor... Păi da, vedeți, 9, 0, 0. Deci nu, adică nu 9, un sigur 9. Deci 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, de 9. Deoarece îl face din ce în ce mai lung, mai mare. Da? Și poziția cifrei respectiv indică, nu, o lungime. Da, așa, dar o să fie suma 2012, așa puteți să facem ceva mai mare, puteți să facem 95 de 0. Și nu ar fi corect. Asta e. Da, deci cifre de nule. Păi adică într-un felul acesta o să fie cu 2012. Are dreptate. 1, 1, 1, de câte ori a zis autorul? 2012. 2012 ori. Asta este cel mai mare număr. Aflați câtul cerești împărțirii lui A la 101. Deci, A va fi egal câtul ori 101. 101 la 101, da. Plus restul. Păi dacă A e egal la 101, nu, totul și restul să-l aflați. Păi da, dar totul și restul poate să fie mai mare, adică au poate să fie cu restul 0, de restul 0 și au să fie 101.
Poate să fie 101, deci, dacă 101, poate să fie 102, 103, 104, 105. Pe restul poate să fie mai puțin decât 101. Mai puțin decât 101. Adică de la 0 până la 100. Mai mic decât împărțitorul. De la 0 până la 100 trebuie să fie. De la 0 până la 100, sigur că da. Restul dacă e de la 0 până la 100. Deci o să fie cum ar fi, dacă restul este egal cu 0. O să fie A 101. Așa se analizăm. Dacă restul este egal cu 1, dacă restul e 0, dacă o zic exact, dacă, da, dar totuși are un rest, are 0. Păi să vedem de ce mai lini să vedem dacă sunt fac exact, așa, așa. Hai să încercăm să luăm Daria de la un număr mai mic. 1111. Da? Format numai cu câte... Câți de 1? 4 de 1. Și trebuie să-l împărțim, să-l împărțim la 101. Nu știu. Am dat un mai mic. Nu știu, vezi, nu ne hazardăm deodată, nu știm cum lucrează. Vrem să tatonăm un pic chestia. Corect. 101 în 111 merge de câteva. 11. O dată. O dată. 101. Exact. Da? Și face 0, 1, 1. Foarte tare! Foarte tare! Uitați 11, ce stăm așa. Deci 101. Să-mi fac exact un moment. Dar stați două secunde. Uitați, am văzut. Mai hai să luăm cu 5 de 1. Cu 5 de 1, cu 4 de 1, odată 2 de 1. Da. Cu 5 de 1. Cu 5 de 1 de 2 de 1. Să împarte exact? Da. Articol. Deci 100, deci cum zice, de 5 de 1. 11 mi-e 111. Da. Împărțit la? 101. 101. Ia facem împărțirea. Acolo vine o dată, 101, apoi vine 101 mai o dată și vine 101, să te scrie ori. 1. Ia să vedem. 101. Da. Și coborăm de 1 și la revedere. Restul 1. Deci merge de 0 ori. Da, poate să cerca cu 6, poate merge numai la numele. Merge de 0 și rămâne restul. Puneți cu 6, vă rog. Deci acum cu 6 mai coborăm, dar să punem 11, deci tot de 0. Aș începe să găsim o idee. Să găsim o idee. Deci când au fost... Cât eu am o idee? Când au fost... 4. S-au împărțit exact. S-au împărțit exact. Când au fost 6. Când am pus 5. Nu mai ales. Mi-a dat restul 1. Când punem 6, haideți. Punem 6. 1, 2, 2, 4. O să dea? Nu! O să dea eu, uite. Deja eu sunt în 10 acolo. Deci îmi facem 101 până de de o dată, 101. Nu îți dea cureț. Da, 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 dar cât îi dă, aș vrea să știu. Deci 101. Cât dă? Merge o dată. Da. 101. Da. 1 merge de 0 ori. Da, mai coborâți cu celălalt lucru. 1 de 0 ori. Aaa, deci o să se mărească deja cu 0. 2 de 1, 2 de 0. 2 de 1, 2 de 0, apoi 2 de 1. Foarte tare. Apoi să fie 2 de 1, 3 de 0. Ia să vedem dacă 3 de 0. Da. Sau cumva o să fie chiar cu... Merge, merge. Adică să fie 7 de 1. Nu, e 11,001. 7 de 1. De 7 de 1 se vede. Ia să vedem. 7 de 1. A 8-a oară se împart iar exact. 2 de 1, 2 de 0, 2 de 1, vedeți? Da, 7 de 1. Deci, de la 8, 8, 8, 8 de 0, 2 de 1, 2, 4, 6, 7. Da. Deci vedem că acum, 10, vedeți? Dacă ar mai fost 8, un lucru, mai mergeam. Dacă ar mai fărea un lucru, 8, da. Mai mergeam încă unul și mergea exact. Da.
Adică încep să încep să, să înțeleg. Deci la 4 de 1 e 11. La 6 de 1 e 11, urmat de 2 de 0. La 8 de 1 e 11, 2 de 0 și iar 11. Așa. Deci la echipe, când facem echipe de 4. 4, 1, 4, 2, 3, 4, o echipă. Da. Apoi a doua echipă. 1, 2, 3, 4, 4, da, și apoi încă 1. Iar și 1, 2, 1, 1, 1, 1. 3 echipe a făcut, da? Da, 3 echipe. Și ca rezultat, da, aici, o să am înțeles așa. 1, 1, 0, 1. Hai să facem așa. 1, 1, 1, 1 a fost... 11. Câtul 101 ori 11. Ori 11. S-a făcut 0. Da? 11. Da, da. Plus 0. Restul 0, da? Da. La 5 de 1. O să fie 101 ori 11 și un 0. Da, așa că o rest aici. Și plus 1, restul 1. Și apoi... La 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, face 101 ori 100, deci 1100, da, și plus 11, da. 2, 4, 6, așa. 1, 1, 1, 1, 1, 1, încă 1, da, 7 să fie, face 101 ori 11, 0, 0, 1, 1, plus 10, parcă. 10 a rămas, da. Așa este? Da, 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 da. Așa. Și la 8 de 1. La 8 de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, încă 1. Atenție. Face 101 ori 11, 0, 0, 11, plus 0. Plus 0. 0. Aici se împarte exact. Bun. Ce înțeleg eu? La multipli de 4, da, la multipli de 4, împărțirea se face exact cu restul 0. Da. Iar numărul de cifre la cât este cu cât mai mic? 2, 4, 6. Cu două. Cu două. Cifre. Cu două cifre. Când a fost la 4, tot cu două. Câtul cu două cifre mai puțin, cu 2 de 1. Da. La multiplu de 4 plus 1, deci când sunt 5 de 1, sigur că numărul cifrelor vor fi cu cât mai puțin. Cu tot cu 2, că 2, 4, 5 de 1 și aici câtul este din 3 cifre. Corect. Plus 1. Iar restul este 1. Da. La multiplu de 4 plus 2, dar e. Da. Ai momente când mă părăsești și eu mă simt rău, foarte rău. Exact. Și mă simt atât de rău ca să atrag atenția. Știi cât de rău mă simt? Nu să-ți atrag atenția, că se-și filmează. Știi? De aceea vreau să fiu prezent lângă mine. Iau din nou, mă sunt obligat. Mi-am pierdut firul raționamentului. Și iau din nou. Deci, când sunt un număr multiplu de 4 de 1, câtul este din... Din cât din aia? Din două. Din două. Ui, eu câtul, ăsta este câțit. Cu ăsta e împărțitor. Da? 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 Iar restul este... Da. Când e multiplu de 8, când sunt un număr de 8, la împărțirea la 101, câtul este tot cu două unități mai mici. Față de numărul cifrei, de 6 cifre. Și ce am observat este că alternează 2 de 1, 2 de 0, 2 de 1. Da? Atunci când vorbim de cine? Când vorbim de multipli de 8. Restul este 0. Tot 0. Da? La 12, ați putea să spuneți la 12. Da, o să fie 101. 10 cifre. Mai începem. O să fie 101 oricât. 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1. Obligat să termină cu 1. 2, 4, 6, 8, 10. Adică, da, și 1 0.
să ne gândim cum ar trebui să împărțim pe 2 și împărțim în 2 de 6 de 1 și 2 de 6 de 0. Cum 2 de 6 de 1? Pe ce să împărțim? Pentru că, observați, am avut 8, da? Am avut o pereche de 0 și două perechi de 1. Le-am împărțit. Bun, ne-a dat 4 și ne-a dat 6. Aici am avut 2 perechi de 0 și aici 3 perechi. O să am 6 de 1 și 4 de 0. Da, dar uite cum, nu mă obligator așa, 1 de 0. Este important ca alternanța să se păstreze. 2 de 1 începem, 2 de 1, 2 de 0, 2 de 1, 2 de 0 și 2 de 1 se termină. Adică la obligatoriu? Adică la 2012. La 2012 de 4. Păi 2012 sunt parte la 4. Da, avem că e multiplu de 4. Și 2012 sunt parte la 4. Și tu de ce vrei să ai făcut? 2012. 2010. O să fie 2010 și ultimele două ce o să fie? 11. 11. Deci, hai să mă reau încă o dată. E foarte tare chestia. Dacă mi era profi. Dar vă invit de nou să urmărim acest lucru. Exact ca la ultima cifră la multiplu, când am 2 la o putere. Da? Mă interesează ciclul, după cât se repetă. Am sesizat că se repetă după 4. Lungimea ciclului de 4. Și atunci eu îmi propun acum să descoper, atenție, să descoper cum lucrează ciclicitatea. Asta am făcut eu ca efort. Sigur că m-am dus la 4, la 8, la 12, ca să înțelegeți că restul este de fiecare dată 0. Iar ceea ce am vrut să vă transmit, de fiecare dată la împărțit, este că numărul cifrelor câtului e cu 2 mai mic decât numărul cifrelor de 1. Motivul. Când împărțim la un număr la 100 cu 2 zerouri în coadă, deci clar că am mâncat 101, mănâncă din lungimea celor 12 cifre 2. Și câtul va fi din câte cifre? Din 6, din 10 cifre. Cu 2 mai puțin, am să spun. Așadar, să terminăm ideea aici, fiindcă 2012 este un multiplu de 4, sunt parte exact, atunci aș putea spune, fără să stau pe gânduri, că numărul A se va scrie ca fiind 101 ori câtul care începe cu 2 de 1, se termină cu 2. Și se termină, așa cum ai spus, cu 2 de 1 la sfârșit. Dar pune și 2 zerouri. Corect. Și iar 2 de 1, profesor. Și iar 2 de 1, ca să atragem atenția, e vorba de alternanța asta. Și dacă vrei, cum spune Orian, punem și la sfârșit, ca să fie clar pentru toată lumea. Câte cifre? Câte cifre are ăsta? 120. Păi dacă te spui 10, sunt 2012. Da. Că el câte avea total? 2012. Avea 2012 și acum a venit 2010 cifre. Și restul este? Restul este copii? Restul este 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Acum vreau să vă pun întrebarea următoare. Cât va fi numărul B, care are nu 2012, ci 2011. Nu se poate, nu se fie. Nu se termine cu un singur lucru. Ia uitați ce v-am șerut, așa îmi pare greu. O să fie, o să termine cu un singur lucru, pentru că nu e multiplu de 4. Asta-i. O să termine cu un singur unu. Plus, nu știu cât era de. Plus 10, parcă. Aha, nu știu. Plus... Nu, plus 10, pentru plus 1. Plus 1. Nu. Parcă e plus 1, plus 1 și pe aia plus 10. Vedeți? Trebuie să facem studiul acela de care v-am pomenit. Deci la împărțirea la 4, merge de un număr de ori, dar dă restul 3. Deci împărțim de 2011 la 4, merge de un număr de ori, dar dă restul 3. Atunci dă 10.
Deci ar trebui să ne luăm. Atunci am motive foarte clare când v-am spus, haide să cercetăm cât face pe la voastră. Vezi, dar eu ce am spus? Dar n-am zis nimic, dar ai zis corect. Dar nu ne contrăm pe chestia asta, dar vrem să înțelegem foarte bine limitate, mecanismul, da? Deci atenție, Daria. 4 de 1 egal, am spus mai devreme, că înseamnă 101 ori câți de, cu două cifre, ori 11 am zis noi, plus 0. 5 de 1, 1, 1, 1, 1, 1, înseamnă 101 ori 11 și un 0 plus, nu? Cu două cifre mai puțin decât lungimea de aici, plus în restul, e tot asta are sus. Acolo dai 1, da? Plus restul 1. Când am luat 6 cifre. A fost restul 11. A fost deja 11, dar 11 și cu 2 0 mări. Și când a fost cu 1, 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 împărțirea la 4 de restul 1, înseamnă că restul împărțirii la 101 va fi 1. Când va fi multiplu de 4 plus 2, da. Da, va face restul 11, iar de multiplu de 4 plus 3, restul este 10. Concret, concret. Haideți să vedem așa. 2011. Pe 2011 îl împărțim 2011 împărțit la 4. Merge de 5 ori 4, 20. Apoi coborim 1, 0, apoi coborim 2, și de 3. Deci merge de câte? De 2 ori 2 4, 8. Și restul este 3. Domnul, să dați și să vă dați seama că este 3, deoarece vă împărtesc 11 la 4. Ori pe 2 cifre la 4, care dădea 2 și le dădea 3. Dar restul 3 înseamnă că dacă mine doare restul 1 și restul 10. Restul va fi 10. Da. Perfect. Și va fi 101. Și la final. Ori 1, 1, 0, 0, 1. Și așa mai departe. Se termină în 0, 0, 1, zic ei. 0, 0, 1, deci un singur 1. Plus 10. Și plus 10. Câte cifre? 2009. Câte cifre va avea asta? 2009. Corect? 2009. Ăla de sus a avut un 1 în plus. 2009, corect. Exact cu două unități mai puțin decât lungimea de bucii. Corect. Da? Vreau să-mi spuneți voi acum, dau un număr C, care are 2017 cifre. Da. Cel mai mare, cum a fost făcut la asta, care este? Da, 1, 2015, 6 fii cu 0, 0, 1 la final. Cu ce o să fie? Cu 0, 0. Restul 1, da. Cu ce o să fie la final? Cu 0. Cu 0, 0, 0, 0, 1, 0. Da, deci suntem în situația că 2017 împărțit la 4. 4. Merge de 504 și restul este 1. Da. Suntem în modelul acesta. Exact. Și atunci 1, 1, ăsta, numărul C, care e 1, 1, 1, de câte ori, de 2017 ori, va fi egal cu cine? 101 ori. 101 ori. În cât? Câtul care, care începe cu 2 de 1, 0, 0. Și se termină cu 0. 1, 1, 0, așa e corect. Și dă restul. Din câte cifre? Din 2015. 2015 cifre. Da, corect. Da, de 2015 cifre. Plus restul? 1. 1. Și acum am venit în minte repede timp ce scriam. Ieri am făcut programul aceea frumoasă pe care mi-a rămas la suflet.
Hai, da, da. Cifrele, ce? 24, am două elemente. Ei, la câte element? Este no. 24 pe 20. Deci atâta este 24 pe 20. Deci la un moment cum era, era 4, când era număr par, era mijloc, când era număr par, când era număr impar. În ce parte este? Acolo sau acolo? Acolo. Ai greșit. Acolo. Pentru că este subunitar sau supraunitar? Fracția subunitară era mai mică și fracția supraunitară era mai mare. Așa. Era puncte, 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 puncte ceva, 24 supra 20, puncte, puncte, hai să începem. Hai să începem. 927 la loc. Asta o să fie mai puțin sau mai mult? Mai puțin. Mai puțin, tu ai zis 950, nu știu cât. A, dar am uitat ce numai aia. Păi, tine aici. O să fie 900... 20. Dar e 900, nu înțeleg, 900. Așa, Daria, e chiar acum e bine. Adică, de ce trebuie să fie cu 900 și ceva? Adică, de ce poate să fie și cu... Dar noi, ăsta e mai mic decât ăla. Da, băi, scaz. Nu contează. Păi era cu 900. Nu, trebuie să fie cu 900 și ceva. Dar e pe 20, Daria. Dar nu trebuie să știi tu că e pe 20. Pentru că e mai mic decât celălalt. Îmi pare foarte rău pentru tine. Dar e 20 de 20. Dar e altceva. Da, și aici trebuie să găsești 20 de 20? Nu, iar ceva. Nu. Tot la distanță de 4, dar putea să trebuiască nu tot 20. Aici 20, este doar ceva, nu să fie 900 și ceva. Cât ai zis? 924, a zis. Nu. 925. Nu, mă, stai o leacă. Excuse-mi, uite-mi. Dar de ce să fie 900? Deci cu 900 de pierdere. Eu zice asta, nu înțeleg, nici cu 900. Ne încercăm să ne amintim? Da, nu știi. Uite, încercăm să ne amintim. Deci, vedeți, o problemă, dacă te urmărește, nu scade ea. Trebuie să fac, îmi dau seama. Nu scade ea nici cum. Iată, încercați voi până când pornesc treaba. Eu vreau să înțeleg. Sigur că da, asta care era fracția? 923. Nici el e, Daria, spune cu cean că însemna 900 și eu când n-ai înțeles foarte bine. Păi, dar de asta vreau să nu se reluăm. Am simțit, de-aia existăm pe asta. Ai înțeles, dragă? Deci, haideți să formulăm. Da? Deci, hai să ne amintim. Era vorba de grup pe grup. Adică, că au trei care nu mă rădim. Au. Apoi. 2 pe 1, 2. Apoi 3, 2, 1. 1, 2, 3. Da. Deci echipajul ăsta. Echipajul ăsta. Apoi 4, 3, 2, 1, supra 1, 2, 3, 4, sunt 4, aici sunt, deci 1, 2, 3, 4, și pe urmă 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Observăm că atunci când am pe 3, când am pe 3, pe 5, faptul că e un număr impar, apare fracția echiunitară 1. Asta mai e. În partea din față sunt fracții de care? Supraunitare sau subunitare? Ce fel de fracții sunt aici în fața? Supraunitare. Supraunitare. Iar după? Subunitare. Acesta, al câtea termen este aici? 21.
Al 21 am spus noi. Și am zis 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 și face 20 am presa. Ia să vedem. 3 cu 3, 6 cu 4, 5. 15. Deci ăsta e al 15-lea ca poziție. Da? Ăsta este al cântere aici. Al 15-lea, 14-lea, 13-lea, 12-lea, termenul în poziție, da? Următorul echipaj de 6 va fi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Și supra cât aici? 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Daria, pot să știu al câtele este aici? Da. Termenul ăsta? Al 21-lea. Al 21-lea. La cei 15 mai adăugat încă 6. Și așa mai departe. Înseamnă că cu suma Gauss, da? Îmi indică pentru ultimul, dacă l-am parcurs, îmi indică al câtelea este, respectiv. Da? Bun. Ce mai observăm? Că doar numele impare au mijlocul acestea. Da? Tracția unită. Aici 4 pe 3 e supraunitar și deodată 3 pe 4 e subunitar. Deci nu mai trec prin intermediarul 1. Nu mai apare fracția echivalentară 1. Nu mai cere impare. Și așa mai departe pot continua. La un moment dat am să mă duc la 42, 43, 44, acum 20, 19, și puncte, puncte, care va fi? 1, și aici, 40, 1, poftim? Păi, prea 42, 44 și 44 și 41. 42, 41. Așa, 41, 40. 40, 40. Așa, 40. Da, da. Și mă duc până la 1. Da. 1, 2, 2, 3, 4, 4. Aici cred că o să fie... Super 24. Aici, nu știu dacă se pun aici la 20... 24. Nu, poate dacă te pun la 42, asta n-are întreg. Da, n-are întreg. Cât se pun la 20? Dar de ce 43? Că e numai în pare. 19 spuneți la 20. Deci, la să spun 19, da? Da, și la 19 spuneți 20. Ah, da. Îi pare, ia uitați-vă la 6, cum tot la 4, vedeți și 3 pe 4. Așa vine, da? Da. 1, 2, 3. De la 42 până la 20 sunt cât? 42 până la 20, sunt 19? Nu. Sau 21? Sunt 21 atunci. 22. Atunci, corect, este să spun 21. 21. Și atunci 19 fi? 20, nu? 20. 20 pe... A, aici se întoarce, pe 19. Pe 19. Aici abia aici se întoarce. Da, da. Acum e 20 pe 22. Nu din 22. Că 20 minus 42 minus 20 e 22, nu e 20, 21. 42. 22. Împărțit la Davide, 22, minus 1. Deci, ca să vedem câți termeni sunt de la 42 la 20, Davide. Din 42 scădem 22. De 20 și face cât? 22. 22 și împărțim la... Nu, nu, nu. Da? Și adunăm un 1. Ca să vedem și capetele. Dar că e 23 atunci. Dar 23. Deci ar veni că sunt 23 de termeni? Nu, sunt 22. Sunt 23. Sunt 23? Păi de la 0 la 9 minus 0 plus 1. 10 termeni. Deci, întrebarea este ce pun aici? 20 pe 21 sau 20 pe... 23. 23 nici într-un caz. Dumneavoastră a spus. Nu e adevărat. Mai de democrată. Da, vedeți. 40 scăzut 20. 42 scăzut 40. Ca să vedem aici ca exemplu. Da, bine ai spus. Face cât? 2. 2.
Și plus 1. Și 3. Și adică acum... 42 minus 20 face 22 minus 20 și plus 1, 23. Nu am încurcat. N-are cum să fie. Păi 42 minus 40. Deci 20 de elemente până la 20. Deci ai zis bine. Plus 1, da? 42 minus 20 face 22 și cu plus 1, 23. Deci ar veni 23, da? Următorul ar veni cât? 19 pe 24. Păi aici în față cât este David aici? Este 19. 22. Nu? El este 21. Are 21 pe 22. Și aici este 22. 2 pe 21. Pe 21. Aici se schimbă. Aha. 21, 22 pe 21. Da. 22 pe 21 și 23. 23. E corect. Da. Am făcut bine. Bine. Așa. Și 1 pe... 1 pe cât trebuie să terminăm? Pe 42. Da, acolo e 8 și 4. Acolo e 8 și 4. Unde? Aici? 18? Nu, la cealaltă. 18? Supra... 18, supra 19. Deci 20, 19, 18. 18, 18. Așa, bine. Și da, nu-i 19 aici, 19, ci 24, 25. Așa, acum gata, am repart. Și ca observație, tot timpul suma lor trebuie să dea 43. Tot timpul. Suma lor trebuie să dea tot timpul 43. Perfect. Așa că nu ne mai încurcam, dacă se țizam asta. Este bună observația ta, da. Tot timpul... Deci 42 pe 1, e 43. Observăm să ne dea 43 și nu greșim. Ați înțeles? Da. Daria, te întreb, al câtelea termen este ăsta de aici? Acel termen este al 42. De la început? Da, 1 pe 42, al câtelea termen este? Bună întrebare. 920. Nu, 1 pe 42. E 60 și ceva. Sau 50. Păi, ăsta, al câtelea a fost aici? Al câtelea a fost ăsta? Al 21. Cum am făcut? Am adunat suma. Deci 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. 6 care era. Și egal cu 21. Ei, acum, fiind exagerat... 903, mi-ați făcut o ieri suma până la 42. Fiind exagerat cu 42, nu? Adică ieri nu ați făcut egal. Da, făcut-o. Atunci e 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte, puncte plus... Plus 42. Ați făcut o ieri. Da. Plus 42. Și cât face suma asta? 42 plus 1, 43. 42. 42. 43. 93. 93. Mai tare, mai înțeles de ce sunt 900 de termeni până aici, până aici. Dar noi încă nu am găsit pe la care îl căutăm. Da, noi n-am găsit că prin, în toate situația asta. Păi îl căutăm pe care îl vreți. 24 pe 20. Încă nu am găsit. E ceva pe urmă, în funcție, puncte, 22. Uite, aici arată. E la 43. Păi, da. E la 43. Dar 24 și cu 20 fac 44. Normal, din 43 pe 1 începe. Deci trebuie să genereze 44. Corect, 43 pe 1, nu, vine 42 pe 1. Deci 42 nu mi-a generat. 43 pe 1. Din care s-a făcut suma, cât o făcut tot? 43. Ca să genereze 44, trebuie să plec cu 43. Da.